La struțul Camila. La cât? De la struț, de la struț, singurul salt spre evoluție îl poți face la Crețu. Ce îmi place, îmi place... Da, stai că asta e faină, știi? Ci că doi chei vorbesc de Crețu. Hai că e bun asta, da. Super. Bun. Oricum e... aiurea de vorbit de Crețu, având în vedere că știm amândoi cum a câștigat alegerile, știm că flacăra divină a fost alături de el, am nu ajuns... Despre, despre ce vorbești? Că e la mine... Da. Nu știu nimic, domnule, nu știu nimic. Nu, bă, de flacăra divină, da, care, da, care a venit, da, da, în ajutorul oropsiților, da, da, de la PSD. Și... Deja intrăm pe, pe tărâmul lui Chiuzan. Hai, te rog frumos, nu. Dacă, acum iară... Marius a fost ieri, deci e normal să fi rămas pe tărâmul. Chiar aseară am văzut pe net că noi la Bistrița nu putem urmări în încă. TV, încă decât pe net, pe Sopcast. Așa, foarte frumos se spune. Da, la dat, Sopcast. Apropo, felicitări, merge N1 de Trăznește pe internet. Băieți, felicitări. Luați, țineți-l bine, băieți, țineți-l bine că îmi rămâne fără televiziune, că merge. Este imagine faină. Sunet beton, deja dați de bănuit. Băgați un pic de brum pe sunet, măcar să, să nu mai dai de gândit la alții, că e prea perfect. Nu e bine. Revenim la Mister Q. Mă faci să mă înroșesc mai mov decât îs. De-aia ție tu că mi-ești din astea așa mai violete. Mai... Păi, ci că s-a schimbat culoarea, dar eu tot pe culoarea asta rămân. Revenim la Mister Q, care... Așa. Prestează Q și el aici. Fiind prietenul nostru Marius Chiuzan, l-ați văzut aseară în Bisa News Live, așa că e ok. Unul dintre cei mai de seamă colegi ai noștri de breaslă este, nu probabil, sigur, singurul jurnalist declarat independent. Da? Știi foarte bine, este singurul jurnalist declarat independent. Foarte bine, om fain cu principii. Noi restul recunoaștem că suntem dependenți. Prin treaba asta. Eu sunt dependent de cititori, acum de telespectatori, de zacusca lui mama, mama, să rămână, nu văd de treabă, nu mai zic prostii. Tu de ce ești dependent? Având în vedere la criza în care ne aflăm, dependent de Pârșeu și lui Socra. Te la Burdihan ne gândim, că dar nu, la noi ce să mai, Burdihanul. Rămânem tot în zona aia, dar coborând puțin mai jos, sunt dependent de nevastă. Așa, că dacă n-ar fi aia, na, tu haine curate, na, tu că mi-așa căcată. Nu, eu rămânem tot în zona purții, dar am coborât mai jos, deci mergem tot mai jos. Păi, dar încă nu s-a pus chestia aia cu 12, vă rog frumos, legea, data viitoare punem cerculețul. Stai un pic, că vorbeam de haine curate, de unde mi-au pantaloni curați dacă nu-mi spală nevastă? Păi, și nu ziceam, dar eu am zis că rămân la cămeașă. Tu repede la pantaloni. Păi, da, dacă n-ai pantaloni, la ce ți-ai și bocancilor struiți, nu? Bocanci mai îmi dă câte un bocan când vin prea repede acasă fără să sun. Câteodată mai meriți. Mai iau câte un bocan. Deci, nu, sunt dependent de chestia asta. Sunt dependent de cartofii lui Socra, sunt dependent de nevastă. Și suntem dependent de sponsori. Care sponsori? Ai, ai. Fac aici un apel, că îi curge pădurea pe noi. Sunt atâtea gatere, Valea Mare, Șanța, Nieș, le-am mai spus de ele. Oameni buni. N-are sens să ne mai ferim aici cu publicitate, cu haideți faceți-vă o reclamă, sponsorizare direct. Ferea Nelu că deja vin buștenii. Vezi că vin buștenii. Da, nu aruncați cu noi. Nu știu câți bușteni vin, dar eu în locul tău n-aș deschide frigiderul când aș ajunge acasă. Pentru că e plin de carne. Bucăți, ca lumea, așa, doterii. Nu aruncați cu bușteni și cu poștă în noi. Opa! Niște uroi, ceva. Opa. Ai zis un cuvânt fain. Bușteni. Nu, celălalt. PTTR, poștă. Unde că te-am lăsat așa? Foarte frumos, îți merge ție mintea. Hai nu, să mă gândeam că cineva a ajuns undeva discutând despre vânzarea poștei. Și mă gândeam că poate așa. Se dă gratis. Dar lasă să dea gratis, t-am zis. Nu mai dați cu poștă noi, dați-ne cu euroi. Mai sunt și alți prezentatori și realizatori faini aici la N1. Dacă tot am ajuns la subiectul ăsta, nu știu cum am ajuns că tăsărim de la una la altul. Treaba ta, eu sar de la una la alta. Tu poți să sari de la una la altul fără nicio problemă, că nu mă bag. Eu sar de la una la alta. Ce mă fac, mă vreți cu ăsta? Nu, deci n-am cu cine, domnule, n-ai cu niște.
Așa, la, aici la Năsău, dar ai reușit să strângi niște oameni de seama ai județului. Normal că numai eu mai lipsam, am înstiltăți. Ai avut aici unul dintre cei mai mari, dacă nu cel mai mare și cel mai bun documentarist în viață. Nu mă feresc să spun asta cu mâna pe inimă. Am bătut în microfon. Domnul Vasile Jiborean. Nea Jimmy a prestat aici cât? Un ceas, două? Câte două ore pe săptămână? Brut sau net? Deci dacă vorbim din punctul de vedere al invitațiilor, a prestat, invitații au prestat două ceasuri cu impozit de 95%. Bun, e clar, am înțeles. Cred că dacă lui Nea Jimmy se potrivesc poveștile din sport și nu numai, greul mai oprește. Adevărul ăsta e, greul mai oprește. Adevărul că îl ține. Și are de unde. Apropo, pentru cei interesați, sâmbătă, dacă tot vorbim de sport, sâmbătă la sala polivalentă, vă fac un apel și o recomandare în același timp, vom avea finala concursului național de culturism, să nu ies din cadru, e la el, de culturism și de fitness. A, ia-ți cadru. Ca să nu ies din cadru. De culturism. Invers, invers, că ești invers. Ți-ai pus cadru invers. Deci ești cu capul în jos. Așa e bine? Nu, că deja, deja ești pe la spate. Ia-ți-l că nu mă știu cu cadrele. Deci, așa, avem nu pe la spate de... ca Rian. Așa, vedeți? Așa, așa se pune. Nu, Rian pe la spate. Dar nu, uite așa, așa e în față. Înțelegi? Așa. Ce zic eu? Vorbeam de cadru. Nu, vorbeam de culturism. De, cum ar fi, cum ar fi să stai la telespectator? Așa, stai așa. Stai așa. Nu. Nu, na, dacă tu vorbești de cadre, hai să povestim. Da, avem un martor cu identitatea ascunsă. Bă, ce noroc că mi-am notat, că îmi pierdeam ideile cu el. Să-mi facă băieții cu firele, că le-am călcat toate firele în picioare, nu-i nimic, salut. S-or da 5%, tu le iei 5% și ți-ți dau ei, nu? Le iau 10. Da, le iei 10. Bun, așa, sâmbătă la Polivalent în Bistrița va avea loc această finală monstruoasă de culturism și fitness. Facem un pic de reclamă. Dar organizatorii mi-au spus că au și surprize. Și cum surprizele nu se spun, dar se scapă. Domnul Angel, profesor Angel Zăpărțan. Deci îmi permis să te întrerup puțin, da? V-am explicat cu cadrul, da? Cum e chestia cu cadrul? Aici în față, aici cadrul din spate. Da. Și tocmai când vorbeam de cadrul din spate, a nostru se apucă să povestească despre culturism. De ce are face el legăturile covalente nepolare? Legătură. Da. Mă gândeam la spatele lor lucrat, știi așa. A, deci totul te gândeai că eu... Nu, mă gândeam că la asta te referi. Stai să vezi că e vorba aici, una din surprize, este vorba de Miss și Mr. Bikini. Ta-dam! Fratele meu, ta-dam! Hai să fim serioși. Serios? Deci, în momentul în care te gândești la o tipă de aia, așa știi, și așa știi, Miss Bikini are o țărățâțe, probabil păroase, he? Când iei sfârc cu un gură, scoți trei fire de păr, zici că te duci după aia în loc să steli pe dinți, te duci. Știi ce nu mi-am găsit nu, acum când auzi, după aia te duci la epilat pe dinți. Știi ce nu mi-am găsit acum când vorbeai tu de musculoasele tale? Erai cu mâna sub masă. Anca când ai zis că nu știi ce scăsești, când s-ai pic, erai cu mâna pe masă când ai zis nu, că nu, că vreau să mă duc, vreau să mă duc la finală, la finala de Miss și Mister. Nu, amul la Mister nu mă bag, te lăs pe tine, dar la Miss m-aș duce, știi, îmi pun legitimația. Ce să vezi acolo? Ți-am zis trei așa cu eventual păr pe piept și dacă ai proasta inspirație să vii într-o seară pușcată acasă, păi ești tu de supat două săptămâni? Și atunci? Știi de ce? Că n-am pe nimeni să mă scoată și atunci ies singur. N-are nicio farmec, nu. Bun. Apropo de... Nu, dar să știți, oameni buni, că în meseria asta există tot felul de riscuri și Nelu le știe. M-a întrebat unul că noi au razna și am zis și eu cum să-mi dau seama. Că noi au razna. Bun, hai să gătăm cu culturismul că deja... Azi e joi, așa-i? Mâine e vineri, da. Nu, joi 15, azi era ziua, o dată pe lună era ziua. E bine, da. Iară nu știu. Nu, la mine era joia. Atunci tu știi mai bine. Așa. Bun, haideți că trecem de la Nea Jimmy, trecem la următoarea colegă, să spunem acum, de televiziune, Anca Cârcu.
scumpa și drăguța de Anca Cârcu, care tocmai a aterizat din state. Da, da, da. Din, ce mai face? Din Statele Uimite ale Americii. Așa. Că așa se numesc de când a fost Ancuța pe acolo. Statele Uimite ale Americii. Uimite ale Americii. Ce să facă? Luptă în continuare pentru drepturile omului. Bătut de nevastă. Așa. Și ăla e un drept. Așa. Cred că militează în continuare pentru orgasme multiple. E prinsă în nu, program? Nu, mă refer intelectuale la bibliotecă. Dar nici nu ne gândeam altfel. Da. Și urmează să realizeze și o emisiune aici de marți, de la orele 20 la orele 22. Deci Fată, acum le avem pe toate. De aici, de acum pe vale. Le avem pe toate, Rian. Acum le avem pe toate. Da. Pe toate. Acum. Da. Fată, faine de aici, de pe vale, de la Rebrișoara, am înțeles. De ce nu-ți găsește și ea un ficior de pe aici, mai margă la mețâță și la nimice aia de americani? Mă, probabil că și-o fi găsit, dar să nu afle nevastă mea. Numai un pic. Tot aici am văzut că aveți o obsesie pe vărul Hândel, Săndel, pardon. Apoi mă, când deschid Sopcast-ul la casă, pe internet, dau și eu să văd N1 TV, ce văd? Vărul Săndel. Ai contract cu vărul Săndel, nu, de ce ai cu el? Mă, eu n-am nimica cu el. Da, tare, tare aș avea o țâră cu gagicile din videoclip. Din videoclip. No, ca să ne lămurim, vă rog frumos, vărul din regie, bagă-ne o melodie să ne ștergem o țâră frunțele. Tăru. Revenim. Eu nepotul furios, sunt și noapte eu nervos. Și ei soare și ei ploaie, au, mă enervează tataie. Nu știu cum face, ce face, mă enervează, nu-mi dă pace. Atunci nu mai pot de ură, au, strâng, tataie, taci din gură. Nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot, nu mai suport. Nu mai pune pe foc, paie, taci, tataie. Nu mai pot, nu mai suport. Nu mai pune pe foc, paie, taș, tataie. Ce să fac și cum să scap? Bătrânul-i stricat de cap. Când ești căi cu capul noi, au, zici un lucru de cinci ori, mă. Nu știu ce are cu mine, orice fac nimic nu-i bine. Părul scurt, mintea greoaie, că nu-i bunică, stai tataie. Nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot, nu mai suport. Nu mai pune pe foc, paie, tăși tataie. Nu mai pot, nu mai pot, nu mai suport. Nu mai pune pe foc.